Dimineață cu ghinion pentru un șofer din orașul Ialoveni. Conducătorul auto de 29 de ani și pasagerul acestuia în vârstă de 19 ani au ajuns pe patul de spital după ce s-au izbit cu mașina în gospodăria unor localnici. Accidentul rutier a avut loc în dimineața de 1 octombrie pe o stradă din Ialoveni, în jurul orei 8. Oamenii legii au fost sesizați de către martorii oculari. Potrivit poliției, șoferul se deplasa pe una din străzile din orășel, după care ar fi derapat de pe traseu, a intrat în plin într-un stâlp, iar ulterior s-a proiectat cu autoturismul în gardul unei gospodării. Totodată, la fața locului a fost nevoie și de intervenția unui echipaj de descarcerare care a eliberat cele două persoane rămase blocate printre fiare. Ulterior, șoferul și pasagerul acestuia au fost urcați în ambulanță și transportați la spitalul de urgență din capitală. Deocamdată nu se cunoaște dacă șoferul a urcat sau nu băut la volan. Poliția investighează cazul.